Antonio la cina de aseară a conversat destul de mult cu Anemona și a fost întrebată Maria astăzi după ce îi s-a arătat conversațiile, cum i s-a părut. Maria a spus că nu i s-a părut nimic deplasat, că Antonio și Anemona au comunicat și se pare ok, atâta timp cât el așa a simțit să converseze cu ea, nu trebuie să se simtă prost, pentru că ea nu are nimic împotrivă. Îl simte că este stânjenit acum față de ea și nu ar dori să se simtă așa. Doamna Simona spunea: Ai simțit că este o interacțiune bună între el și Anemona, că îl interesează, și Maria a spus că a simțit că îi face plăcere lui Antonio să discute cu ea. Și doamna Simona a, a întrebat-o, dar știi că el tocmai asta ți-a reproșat ție, că nu există o comunicare bună cu tine. Și uite că acum cu Anemona a comunicat foarte bine, iar Maria a spus că nu îi se pare nicio problemă deocamdată în conversațiile lor și să vadă ce se întâmplă în continuare.